Salutare dragilor și bine ați venit pe canalul nostru! Astăzi vom găti o pulpiță de curcan. Și pentru că nu am avut inspirație, am venit la tata să ne arate o rețetă, pentru că este maestru și la gătit. Aceasta este pulpița pe care noi o vom pune pe tavă. Deocamdată! După ce aceste mirodine o să intre binișoară în pulpița asta, care o să fie grozavă, mai dăm și pe ea așa un pic de miez. Și o stropim așa, cu un pic de mirodenii, de toate felurile. Și de mirodenii de Provence, care sunt nemai convenite, italiene sunt nebuniți după ele. Așa, un pic de un pic de rosmarin. Un pic de cimișor de munte care l-au adunat fetele noastre de pe munte pe Transfăgărășan și care îi dă o aromă deosebită, așa. Și multe de fetele noastre cu Sofia lângă ele au stat și au adunat aceste arome minunate. Și acum, dragilor, vom pune o ploaie de sare cu mirodenii. Nici nu vă puteți închipui ce arome sunt aici. Miroase deja minunat. Va de vis. Da, și ceva bine. Așa. După care o să o împănăm cu un pic de șuguriță de mangalița afumată. Ia, mami, hai să punem mâna, să facem comparație. Cât de mare este pulpa comparativ cu mâna noastră? O pulpiță mică de curcanel. Ia uite aici au ce șunguliță de mangalița. Îi mai spune și porc somon. Pentru că are foarte puțin colesterol. Rău, are numai colesterol de la tot. Uite în bucățile așa, pe care o să împănăm și noi pulpița. Pulpița de curcan e puțin mai ațoasă și atunci o împănăm cu un pic de șunguliță de asta ca să facă aer fragilă, să topească în gură așa, să ne bucurăm de aromele astea și de o carne fragilă. Arată minunat! Abia aștept să o dăm la cuptor. Și miroase și bine! Abia aștept să mâncăm! Asta este un ulei special presat la rece de floarea soarelui și susan. Un ulei de susan, care e 75% susan și restul 25% este floarea soarelui. Wow! Ceva ni se place și popstă. Ia uite ce facem noi aici. Și punem și o căniță de apă. Ceva în cu sigură apă. Așa. Da. Așa. Acum mergem să luăm o folie de aluminiu. Și acum punem o folie de aluminiu deasupra. Nu am pus puțin, așa, să stai în mâncă. Da. Și o băgăm frumos la cuptor. Hai să-i zic, mă, o să mă pot să le Să știi ce te așteaptă. Ia să vedem ce avem noi sub folie. Oh my god! Cât de bine arată! S-a făcut, acum trebuie rumenită! Cred că asta nu e porc. Nu s-a făcut. O crestăm puțin, da. Să se pătrundă până la os.
Dar chiar arată ca un porc, vedeți? Ce bine arată. Dragilor, pulpița noastră de curcan este aproape gata și arată minunat. Și sincer, nu mai pot de poftă. Abia aștept să o degust. Încă puțin și o să degustăm, o să ne desfătăm cu această pulpă de dinozaur numit curcan. Dragilor, au trecut 3 ore și jumătate de când friptura noastră este la cuptor, dar este gata în sfârșit. Este minunată. Sincer, abia aștept să degust. Deci abia aștept să tăi o bucățică și să mănânc. Eu nu vreau asta. Oh my god, este atât de fragil. Doamne. Deci este așa. Super mega fragil. Dragilor, n-am mâncat niciodată o friptură mai bună decât asta. Este minunată.